cafeaua de dimineață ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți Partea a doua a cafelei, am luat și a doua cafea, recunosc că așa e nevoie la un maraton să bei cafea. Cum vă spuneam, invitatul de la această oră este domnul Ioan Anton Măzăreanu, managerul societății Comesesa și cunoscut în ultima perioadă drept omul care se ocupă cu finanțarea și coordonarea activității, nu cea sportivă, ci cealaltă, care face posibil sport, fotbalul, la un anumit nivel în Piatra Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, bună dimineața și de spectatorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Eu astăzi, domnul Anton, a fost inundată, ca să spunem așa, media locală cu aparițiile dumneavoastră. S-a comentat, s-a discutat despre Comes cu performanțele ei, s-a discutat despre fotbal cu performanțele acestui sport. Eu astăzi vreau să pornesc emisiunea cu dumneavoastră de la un alt punct. Și anume, Mesagerul de Neamț astăzi, 21 martie, apare pe piață și materialul principal se cheamă așa, pe două pagini, cu documente în spate, cu tot ce înseamnă, fotbalul de performanță și de defavorizarea votată de Consiliul Județean Neamț. Așa se cheamă materialul. Colegul meu, Viorel Cosma, a luat ghidul acela pentru finanțări nerambursabile, l-a disecat în felul său caracteristic și a zis, domne, nouă ni se pare că ghidul, cel puțin în domeniul acela al fotbalului, pare făcut nu să ajute, ci să pună bețe în roate. Și vă dau un singur exemplu. În conformitate cu regulamentul, nu știu ce, din Uniunea Europeană, finanțarea totală acordată către județul Neamț și alte autorități publice unui club sportiv nu poate depăși plafonul de 300.000 de euro pentru anul fiscal curent și cei doi ani anteriori. Corect? Așa este. Da. Numai că domnia sa, care se pricepe la regulamentele Uniunii Europene, a luat, a răsfoit, a dat cu degetul și spune că acest act juridic se referă la întreprindere. N-are treabă cu cluburile sportive. Da, din păcate așa este. Se referă la cu totul alte entități juridice. Vă dați seama că dacă ar fi real ceea ce se spune acolo, cu siguranță, în ghid, adică, cu siguranță ar avea mari probleme unii finanțatori ai unor cluburi din toată România, țara. Din toată țara. Dar acolo nu au probleme în alte părți. Nu au, na. Doar în Piatra Neamț, așa cum am mai spus, în Piatra Neamț probabil legile sunt altfel sau virgulele sunt puse altfel sau invers. Am tot discutat pe subiectul acesta, am tot spus, cred că este în zadar să mai comentez. Știu foarte bine, noi o să depunem oricum proiectul, așa cum se spuseseră, pe 1.000.000 de lei. Astăzi este, dacă nu mă așez, ziua de depunere. Da, ultima. O să depunem pe 1.000.000 de lei și o să vedem cât o să ni se dea. Chiar o să fiu curios acum. Pentru că în varianta cum este făcut ghidul acum, noi nu suntem încadrați la Liga a doua, nu este sport de performanță, deci nu este. Și atunci ne-am încadrat la o sumă mult mai mică, adică o sumă infimă față decât ceea ce se propuseseră sau se promiseseră nouă. Dar va fi și chiar sub valoarea de premieri care trebuia să se facă și nu s-a mai făcut. Așa. Bine, sunt multe de spus, dar mi-am propus din acest moment să de astăzi să nu mai discut pe subiectul acesta. Chiar încep să apară anumite probleme pe în sensul acesta, anumite presiuni, anumite lucruri, semnale că ar fi bine să nu mai vorbesc, să nu mai spun nimic. Dar de ce să nu fie vorbiți? Alte probleme, să nu apară alte probleme și tot așa. Ce alte probleme ar putea să apară? Nu-mi dau știu, seama. Nu știu, așa primesc anumite semnale. De ce? Domnul Anton. Eu cred că lucrurile merg bine din moment ce, din câte știu eu, trebuia să fiți și premiat într-o ședință de Consiliu Local zilele astea. Ați fost să vă luați diploma? Nu am fost, pentru că am fost invitat marți în cadrul ședinței de Consiliu Local și am preferat să nu
particip la acea premiere a clubului. A clubului, pe asta mă gândeam, că era diplomă pentru club, nu? Da, așa este. Și era probabil și un cec în spate. Nu era niciun cec, era doar o diplomă. A, bine, dar diploma e frumoasă, poate să pună... Aș fi preferat să vină diploma în alt context și în altă. Dar poate fi acordat într-o ședință festivă pauza meciului de fotbal din play-out. Să vină acolo, da, o acordă de față cu spectatorii și cu jucătorii și cu conducerea executivă a clubului. Adică mi se pare o chestie de bun simț. Deci, adică, na, din păcate nu am putut fi disponibil, spun din păcate, nu am putut fi disponibil marți când am fost invitat și asta este, n-am putut. Dacă o să fie în altă zi, o să discutăm. Vedeți numai subiecte care așa vă necăjesc în dimineața asta. Păi mă necăjiți, este o plăcere să vin la dumneavoastră în emisiune. Domnul Zăreanu, ați dat drumul împreună cu colectivul, eu asta spun întotdeauna, nu... Domnul Măzăreanu a dat drumul la o investiție. Însu a făcut negociere, a semnat contracte, asigură tot ce e necesar ca să se facă acea investiție. Cele două mult discutate reactoare, cum se cheamă ele, reactoare, nu mă pricep. 200 de tone au trebuit transportate de la Piatra Neamț și au ajuns și pe unul, cel puțin, era parcă pus pe poziție. Denisa, dacă poți, pune turnul acela înalt, așa, cu turnul de Pisa de la noi, numai că nu e inclinat, e drept. Ia. Puteți să ne spuneți, nu știu dacă puteți să ne spuneți unde e, dar... Da, este într-o rafinărie, nu se știe unde este, că nu ne ascundem, e într-o rafinăria Petromidea Năvodar, a grupului membru a grupului Rompetrol și ca atare a grupului Kazmunai Gaz Kazahstan. Deci este în România, a fost livrat și deja... am plasat pe poziție chiar ieri, imediat după ce a ajuns primul reactor, urmând ca al doilea reactor să ajungă montat pe poziție probabil lunea următoare, peste 3 zile, 4. Ce înseamnă un asemenea utilaj, o asemenea instalație pentru rafinăria respectivă? Nu vă întreb ce înseamnă pentru Comes. Deci pentru rafinărie înseamnă motorul, aceste două reactoare înseamnă motorul producerii, pe scurt ca să înțeleagă toată lumea, motorul producerii motorinei. Deci fără aceste două reactoare ajunse la timp și în termenul stabilit? Nu. Un termen cam cu vreo două săptămâni întârziere, pentru că ne-am mai blocat prin poduri, prin una, prin alta, dar a fost ok. Vedeți, ați ajuns la mine. Nu vă întreb încă ce înseamnă pentru Comes cele două reactoare. Eu vreau să-mi explicați cum ați reușit să traversați Județul Neamț. Că în rest nu știu cum e. Denisa, ai o imagine cu niște roți așa în nisip. Pe timp, poți să ne o pui acolo, în timp ce domnul Măzăreanu ne explică peripețiile, nu să construiești un reactor, ci să-l transporti. Da, fiind noi avem... Cum să vă spun, avem probleme cu infrastructura în Județul Neamț, asta este clar, bănuiesc că știe toată lumea, ca tare și cu podurile și cu multe alte lucruri. Pe noi în momentul de față suntem foarte afectați că nu avem o stradă, un drum expres sau, nu știu, niște poduri mult mai bine consolidate, astfel încât să putem transporta echipamente de maxim tonaj. Măcar să iasă din Județul Neamț, că aici e problema Județul Neamț. Cum am intrat în barcă? Sau să intre în Județul Neamț. Sau să intre, bineînțeles. Pentru că eu fac o paranteză, există un investitor important în Județul Neamț care trebuia să aducă niște utilaje, nu de aceeași mărime ca cele pe care le-ați dus, mai mici un pic. Da, așa da. Este, am aflat și noi. Dar a avut și el reale probleme până când să găsească un traseu. Da, aici nu trebuie, nu neapărat că trebuie să arătăm cu degetul pe cineva, dar trebuie să ne gândim foarte serios, pentru că infrastructura necesară pentru a produce echipament greu sau utilaje de gabarit ridicat, care aduce oricum un plus valoare județului, nu numai firmei pe care le produce, este foarte important și de aceea drumul expres Piatra Neamț-Bacău este extrem de important inclusiv pentru noi și probabil și pentru alții investitori din zonă. Sunt probleme cu podurile, sunt probleme cu șoselele, sunt probleme, multe alte probleme cu infrastructura. Uitați, din pricina aceasta, pentru că noi nu avem încă siguranța că în continuare putem produce
și transporta echipamente de gabarit ridicat. Nu a mai demarat încă investiția până în acest moment cu extinderea halei, un proiect de 6 milioane de euro ce trebuia să-l demarăm de câteva luni. Noi avem un proiect de extindere a halei de producție de mecanică grea, un proiect de 6 milioane unde putem extinde hala și crea încă 50 de locuri de muncă. Avem inclusiv autorizația de construcție obținută, dar ne-am oprit pentru că nu știm dacă reușim în continuare să transportăm aceste utilaje așa cum îl vedeți pe acesta. Din diverse motive, în special podurile care nu mai duc. Se pare că podurile din județul Neamț nu mai duc și trebuie luate niște măsuri în acest sens. Oricum, vreau să subliniez faptul că pentru a transporta aceste două reactoare s-au implicat niște persoane care chiar ne-au ajutat să găsim cele mai bune soluții, bineînțeles pe banii noștri, dar ne-au ajutat să găsim acele soluții și le-am transportat, nu vă spun, prin niște sate ca să putem să ajungem în Bacău. Am ocolit podul de la Buhuș, nu vă spun, deci chiar Domnule, e spectacol, dar e un spectacol costisitor. Așa este. Pentru că pe unde treceți cu un asemenea mastodont, nu există drumuri amenajate pentru așa ceva și inevitabil se produce un deranj, ca să nu spun altfel. Da, nu știu de unde ați găsit poza, de unde ați făcut rost de poza aceea cu roata în Pietriș, dar într-adevăr de acolo este, da. Deci mai avem și altele cu transportul, nu asta e problema. Problema este că nu mi se pare normal ca de 20 de ani să aud bătându-se apa în piuă ce infrastructură facem noi. Până acum 2 ani auzeam ce infrastructură s-a făcut și că e 90% făcută infrastructura și când avem de transportat ceva, nu se poate. Când ai de dus pe axa strategică, nu mai știu, 3, 2, că noi numai axe avem strategice, podurile nu sunt făcute, dar sunt spoite și tot așa. Piedicile puse unui investitor ar trebui cuantificate. Eu nu cred că ați scăpat mai ieftin de cel puțin 100.000 de euro să vă coste transportul, nu transportul în sine, ci reparațiile făcute după transport. Să știți că reparațiile făcute după transport sau reparațiile făcute sau pregătirile necesare pentru a putea transporta prin diverse zone deviante pentru a ajunge la Bacău, ca de acolo să mergem liniștiți, au avut un cost. Dar cel mai important lucru este că din pricina aceasta, până am găsit soluția și varianta optimă, a trecut timp. Deci, practic, noi am livrat cu vreo 2 săptămâni întârziere acestea. Nu pentru că n-ați fi terminat utilajul. Nu, pentru că noi trebuia să ne corelăm finalizarea cu transportul și obținerea autorizațiilor durează o perioadă și așa mai departe. Dar noi trebuia să fim siguri pe soluția de transport, pe unde trebuia să le transportăm. Și atunci, da, a fost greu. Important este că le-am livrat, unul urmează să-l livrăm la sfârșitul acestei săptămâni. Am găsit soluția, chiar unii s-au implicat, unele persoane, nu vreau să dau nume, dar s-au implicat pentru a ne ajuta, pentru a găsi soluții. Deci eu vă spun că am vorbit și eu cu oameni și chiar și din Consiliul Județean și din alte părți s-au implicat ca pe să găsească. Știu asta, că am urmărit, chiar am vrut să vedem cum se desfășoară un asemenea transport agabaritic, să spun așa, mai agabaritic. Dar problema mea este infrastructura și eu aici arăt cu degetul că dumneavoastră nu puteți arăta, că cine știe ce vi se întâmplă, poate și mi se întâmplă cine știe, nu mai contează. Arăt cu degetul, domne, haideți să lăsăm bla-bla-ul deoparte și chiar să facem infrastructură, că altfel ne izolăm de tot. Teoretic vreau să punctez un singur lucru, dar îl punctez nu că vreau să arăt cu degetul pe cineva, ci vreau să se ia măsuri cât mai repede cu privire la drumul expres Piatra Neamț Bacău. Eu am oprit o investiție de 6 milioane, așa probabil vor face și alți investitori. În momentul de față nu se poate transporta într-un regim normal, fără autorizații și expertize suplimentare, nu se pot transporta echipamente gabarit total mai mare de 50 de tone. Adică vă spun, un tank deja are 50 de tone. Dau un exemplu, fac o paranteză acum.
Nu vreau să-mi imaginez ce ar fi să treacă pe un pod 3-4 tancuri odată, că cred că o să cadă podurile cu tot, cu ele, cu tot. Discutăm aici nu numai de podul spre, podurile spre Bacău, ci și podurile spre Târgu Neamț, nu mai știu ce localități. Girovul știți că acela este și oficial restricționat și așa mai departe. Deci noi avem o problemă generală cu podurile în județul Neamț și trebuie găsite soluții de urgență. De urgență și, repet încă o dată, nu vreau să arăt cu degetul la nimeni, dar aceste probleme trebuie să rezolvate. Da. Bun. Ce înseamnă, ce înseamnă cele două utilaje pentru Comes? Pentru Comes... Ca prestigiu, ca, ca intrare pe piață, ca de consolidare a poziției pe piață. Înseamnă foarte mult. Aceste două echipamente, așa cum spuneam, sunt motorul producerii motorinei în cadrul unei rafinării. Aceste tipologie de echipamente, reactoarele din DAB, nu au mai fost fabricate în România după 1990. Deci este singura firmă care și-a asumat această execuție după 1990. Odată, al doilea lucru, sunt echipamente realizate din materiale speciale, alte materiale față de cele care au fost proiectate, cele inițiale, vechi din anii 60-70. Asta ne conferă un plus în ceea ce privește capabilitățile Comesului și în fața altor provocări venite de la alții posibili clienți. Referința contează foarte mult pentru noi. Deja noi pot avea încredere și alți clienți din afara țării pentru a produce acest asemenea echipament, pentru că este foarte greu să primești o comandă sau să încheie un contract pe un echipament conducător în cadrul unei instalații de la o companie de afară fără să știe dacă tu ai mai făcut vreodată așa ceva. Ei bine, acum noi avem o referință, deci iarăși contează foarte mult pentru noi lucrul acesta. Și bineînțeles e acea onoare, pentru că am reușit să facem și în România ceva ce se făcea până în 90. Am început să facem din nou. Adică, practic, dacă noi am executat aceste echipamente, înseamnă că noi, chiar într-o rafinărie, fiind reactoare, într-o rafinărie sau un combinat chimic, dau un exemplu, putem fabrica absolut orice tip de echipament. Deci această tipologie de echipament este vârful. Da. Restul sunt... Nu degeaba v-am întrebat, pentru că platforma chimică de la Săvinești, așa cum era ea, oferă tot felul de oportunități în momentul ăsta. Citeam zilele trecute într-un site de specialitate că din nou se scoate la vânzare Gaprocou sau fostul Azochim. Suma, așa din câte am văzut eu, ar fi cam cât investiția dumneavoastră în două hale. Noi. Deci cam așa ceva, dacă nu mă înșel. Poate că cu negociere s-ar mai putea și obține mai mult. E drept că cine investește acolo are mult curățenie de făcut, de contaminare, ca să spunem așa, și alte lucruri. V-a bătut gândul vreodată? Da, fiind aproape de nou, poate, dar deocamdată e prea mult pentru noi, să zicem așa. Domnul Anton, eu nu vă întreb degeaba. Păi bănesc că mă întrebați degeaba. Deci eu nu vă întreb degeaba, eu vă întreb pentru că mă uit acum la un fel de, numai o secundă, de document. Mă uit eu, nu-l fac public. Și vă întreb dacă dumneavoastră, ca manager al Comesului, sau mă rog, ca manager, ați accesat degeaba marca Azochim. Nu este a dumneavoastră marca Azochim? Dar nu știu a ce marca, ca marcă. Nu știu, dar din ce punct de vedere spuneți? Că adică, ca marcă. Adică există marca Comes, există marca Ciaclău, există marca Mesagerul. Aveți marca Azochim într-o formă sau alta în proprietate? Firma Comes nu. Nu firma Comes. Nu firma Comes. Păi, nici n-am zis că firma Comes. Am zis dumneavoastră într-o formă sau alta. Am înțeles, ați răspuns. Deci, este, din punctul meu de vedere, dovada unei gândiri pe termen lung. Teoretic, da, să zicem. Da. De exemplu, eu dacă mă gândesc să intru pe o piață, mă gândesc și la o
posibilitatea de a intra pe o piață stabilă. Gaproco nu înseamnă mare lucru. Azochim pentru județul Neamț și pentru industria specifică aceea, așa, însemna ceva, însemna un mare lucru, în general, o carte de vizită. În general, pentru România, dacă discutăm de combinate chimice, într-adevăr, combinatele chimice din România au reprezentat ceva în trecut și mi-aș dori din toată inima să înceapă să revigoreze și să fim din nou pe harta marilor producători de îngrășământ chimic din Europa. Măcar să producem îngrășământul chimic destinat pieței din România. Că noi importăm în proporție de 80% din afară. 20% se folosește din îngrășământul produs de Azomure și Târgu Mureș și din grupul Ameropa. E singurul producător de îngrășământ chimic în momentul de față. Asta spun. Eu vă felicit că vă gândiți la o chestie de genul ăsta, dar asta înseamnă o investiție imensă. Da, pentru cei care vor să se bage în așa ceva, da. Am înțeles. Eu nu pot decât să mă bucur că cineva protejează mărcile importante din județ. Marca Azochim, într-adevăr, este o marcă importantă, da, de renume și care deține anumite licențe pe marca respectivă și mai departe. Licențe de producere a îngrășământurilor chimice și tot așa. Da, deci felicitări din partea mea. Ne întoarcem la emisiune. Am vrut să vă incit un pic. Da, ați reușit. Poate. Da, mulțumesc. Acum să mergem spre un domeniu mai, haideți, vă rog, mai liniștit. Cât v-ați așteptat să fiți sub linie în Liga a doua? Eu recunosc sincer că până cu două etape înainte de final, eram convins că veți fi peste linie. Și țineți minte că v-am transmis un mesaj când se desfășura un meci între o favorită clară și o echipă din zona fericită, Harkov. Așa? Și echipa respectivă a reușit să câștige în deplasare, gazdele având două goluri anulate. Mi s-a părut extrem de ciudat. Da. Și din momentul acela eu am spus, Csíkszeredai va fi în liga, va fi peste linie, va lupta pentru intrarea în ligă. Cum Buzău, este clar că trebuia să fie peste linie, pentru că exportul de covriș de Buzău a crescut enorm în ultima perioadă și sunt fonduri suficiente pentru fotbal la Buzău. Ne-am zis, Ceahlău are șanse minime. V-ați așteptat? Când mi-a spus lucrul acesta, și așa este, mi-a spus clar cu subiect și predicat, n-am vrut să vă cred. Adică eu totuși am crezut că nu o să fie chiar așa pe față, dar din păcate așa a fost, să zicem că anul acesta n-a fost anul nostru. Ce-i drept, așa cum am mai spus, nu m-am gândit la începutul sezonului că o să ajungem la nivelul acesta. Să fim serios, sunteți noi promovați, da. Adică despre adică ce vorbim? Ca și formă de organizare, ca și management efectiv, ca și oameni pe care avem sprijin financiar. Ca și sprijin financiar. Noi nu aveam în primul rând o structură organizată și pregătită pentru a intra Liga 1. Dar am fost bucuroși că am intrat în Liga 2, ne-am pregătit în acest sens, am făcut cât s-a putut face. Repet, nu am intrat în Liga a doua, n-am început sezonul cu gândul de a și promova sau de a intra în play-off. Sincer vă spun, mă gândeam să nu luăm bătăi rușinoase. Sincer vă spun, chiar mă gândeam să nu ne facem de râs în fața suporterilor noștri. Dar nu a fost să fie așa, dar ne-am și pregătit corespunzător în sensul acesta. Ca atare am pierdut și niște puncte extrem de importante. Aici a fost. Eu nici acum nu mi-a revenit după faptul că n-am intrat măcar în play-off, pentru că dacă intram în play-off, cu siguranță prindeam deci era obligatoriu, prindeam un loc de cel puțin un loc de baraj cu o echipă de Liga 1. Bine, puteam să jucăm cu Dinamo și atunci ne-ar fi părut rău atunci că am picat cu Dinamo și oricum am fi pierdut. Asta este. Pentru că încă se mai pot face supoziții de genul acesta. Eu sunt mulțumit pe ansamblu de cum am evoluat și de poziția din clasament. Că sunt foarte supărat că nu am reușit să intrăm în play-off. Sunt foarte supărat. Asta este cu totul altceva.
Dar băieții aceștia chiar și-au dat silința și în formula pe care am avut-o și în bugetul pe care l-am avut, fără niciun sprijin, nici măcar cel promis nu l-am avut, cred că am făcut performanță și ne-am menținut un loc care, hai să fim serioși, am terminat pe locul 7, adică sunt echipe care Steaua sunt sub noi. Sub dumneavoastră. Da, Steaua, Dejul, care a fost anul trecut în play-off, se bat la retrogradare. Argeșul, mai de capul, Chiajna. Chiajna, da. Echipe foarte mari, importante, care au fost acolo în ultimii ani și cu mare experiență, sunt cu mult sub noi. Iar am văzut niște comentarii și m-au deranjat foarte mult. Chiar stăteam și mă gândeam dacă mai merită să mai investesc în fotbal, că nu am văzut anumite comentarii. Bine că nu trebuie să apreci urechea la oricine. Dar nu poți să împrăși pe noroi niște jucători și să jignești în primul rând niște jucători, niște antrenori care își dau silința să facă lucruri frumoase doar pentru faptul că a terminat pe liga. Domnul Antar, Ceahlău a jucat frumos. Spre deosebire de multe alte echipe care s-au închis. Au jucat, Ceahlău a jucat frumos. Nimeni nu poate să spună că Ceahlău n-a jucat frumos. A încercat să dea goluri, a dat goluri multe. Mă uitam câte goluri a dat Ceahlău și câte goluri a dat Csíkszeredai. Adică, de ce vorbim? Antrenorul, așa cum este el, și-a făcut treaba cu vârf și îndesat. Și cu materialul pe care l-a avut. Și cu materialul pe care l-a avut în condițiile existente. Deci, cine vorbește despre faptul că Cristi Pustai nu și-a făcut treaba, nu cunoaște nimic despre fotbal. Cine vorbește despre teoria conspirațiilor, că s-a dat locul, este absolut o chestie inimaginabilă. Deci lucrurile astea trebuie date deoparte, adică n-ai ce să discuți. Inițial m-au supărat, dar după aia mi-am dat seama că nu are rost să te consumi cu așa ceva, pentru că sunt oameni și oameni sunt acei care vorbesc lucrurile acestea, nu sunt suporteri, în primul rând. Sunt doar rătăcioși sau oameni care vor rău echipei. Cine spune așa ceva nu poate să-și dorească binele echipei. Deci, da. Și totuși trebuie să reținem că și când am fost în Franța, am luat bătaie la două goluri maxim diferență, doar de la Steaua și de la Csíkszeredai și atât. Adică nici măcar și în celelalte meci am avut doar la un gol diferență. Adică totuși nu ne-am făcut de râs și am jucat. Am fost acolo. Asta, deci asta am fost fără acolo, discuție. Da. Fără discuție. Într-adevăr, e o tragedie internă că s-au pierdut niște puncte, așa, neașteptat. Ai condus cu 2-0, mă rog. Dar trebuie menționat parcursul mai mult decât onorabil făcut de echipă. Și de asta am și vrut să vă am astăzi în emisiune invitat să felicit echipa tehnică, jucătorii. Eu nu zic că toți au făcut, dar fiecare cât a putut a contribuit. Mie mi-au plăcut câțiva jucători în mod deosebit și cred că fac față oricând în Liga 1, fără discuție. Nu vă fericit pe dumneavoastră că ați dat atâția bani acolo, că era de așteptat dacă v-ați înhămat la chestia asta. Aproape că aș fi tentat să nu vă întreb ce urmează în continuare, dar trebuie să vă întreb ce urmează în continuare pentru echipă. Deci este play-out-ul, v-ați stabilit... Play-out-ul și la fel un alt comentariu a fost când ne batem pentru retrogradare. Nici sunt unii care nici măcar nu înțeleg și nici măcar nu se uită în clasament. Noi dacă nu mai câștigăm niciun meci, cele ultimele două clasate care au intrat în play-off cu numărul de puncte aferent, nu pot să ne mai ajungă pe nici noi. Dacă pierdeți nici toate dacă meciuri. Pierdem toate meciurile, deci nici este exclusă varianta de retrogradare. Da? Adică să fie foarte clar și pe înțelesul tuturor. Dar ne vom mobiliza, vom face puțină ordine să mai scăpăm de anumite cheltuieli cu niște jucători care au salarii mai mari și nu mai avem nevoie deocamdată de dânși și o să ne reorganizăm, să știți, o să ne reorganizăm, să ne pregătim pentru următorul sezon. Bineînțeles, asta depinde de foarte multe alte aspecte. O să depindă foarte mult de faptul, în primul și primul rând, dacă voi mai continua la echipă. Și vă spun și din ce cauză, pentru că la începutul sezonului trecut am avut niște, sezonul acesta am avut niște promisiuni. Nu s-au îndeplinit absolut nimic din aceste promisiuni. Costurile sunt foarte mari cu a menține echipa, nu ca să ne batem pentru promovare în Liga 1. Sunt mai multe scenarii. Există un scenariu în care, nu știu, să ne menținem
ca și echipă undeva de jumătatea clasamentului, cu un buget minim în Liga a doua, asta înseamnă că nu o să mai discutăm sub nicio formă de promovare sau de accedere în play-off în sezonul următor, adică practic ne plafonăm doar ca să ne menținem. Mai e și varianta, dacă o să fim susținut, să mergem înainte și să încercăm să forțăm o accedere în play-off. Vom vedea, vom stabili, dar asta va ține foarte mult de ceea ce se întâmplă în analiza proiectelor depuse sau care urmează să le depunem pentru CJ și CL. Da, trebuie să țineți cont că la anul deja lucrurile se schimbă în Liga a doua. Da, aproape sigur, Corvinu, care este bine organizat, se va transforma din club public și va avea drept de promovare, deci ei vor... Se vor bate? Nu știm ce se întâmplă la Steaua. Acum, haideți să vă spun un lucru. În momentul de față, în play-off, sunt trei categorii de echipe. Echipe fără drept de promovare, două. Echipe cu drept de promovare care vor prinde două locuri direct în Liga 1 și două echipe care vor prinde baraj de Liga 1. Și atunci o să fie altfel. O să fie... 3, o să fie 2 și 4. 2, 2 și 2. 2 care vor prinde locul direct, 2 care vor prinde așa și 2 care vor rămâne pe lângă. Adică poți să ai șanse 100%, poți să ai varianta 100%, varianta de ghici că vei intra la baraj sau varianta în care ești una din cele din locurile 5 și 6. Adică să nu prinzi nimic. Mare diferență nu este, să știți. Deci important tot play-off este să intri în el. Pentru că dacă intri în play-off, tot poți avea șansă de ceva. Poate ai într-adevăr, și să știți un lucru, vă spun, aș agrea mult mai mult să fie așa. Pentru că echipele care vor intra în play-off, dacă sunt toate cu drept de promovare, atunci își vor apăra corect șansele. Dar nu vor pierde, da? Neașteptat. Pe când cele care nu au drept de promovare pot să fie într-un relax, pentru că nu mai au ce pierde și nici nu mai au ce câștiga. Au demonstrat că au fost. Au demonstrat, au intrat în play-off, primesc bani de la finanțatorii publici și privați. Așa, da? Primesc bani pentru că au demonstrat că au intrat în play-off, sunt mulțumiți și apoi să zicem că nu se mai forțează și pe bună dreptate, că nu te mai omori, nu-ți mai rupi picioarele, poți să te accidentezi, să-ți distrugi jucătorul și atunci o lași pe relax, nu că ar fi vreun interes. Dar o poți lăsa pe relax, atunci nu-ți mai aperi. Dacă interesul așa intervine pe parcurs, este o altă treabă. Este o altă discuție. La români, cuvântul Bogdaproste este, mai ales în perioada asta a postului. Și Dumnezeu cu mila. Și Dumnezeu cu mila, da. Deci de asta spun. E ok că suntem aici, e ok că echipa a jucat fotbal. Pe mine asta mă bucură. Să sperăm că dacă lucrurile vor merge într-un făgaș bun, la anul vom putea discuta despre play-off din nou. Să sperăm. Să dea Dumnezeu, eu mi-aș dori, v-am spus că eu îmi doresc foarte mult și echipa este sufletul meu. Îmi doresc foarte mult să avem echipă de Liga 1, măcar câțiva ani să fim în Liga 1, să reînviem puțin atmosfera din oraș. Țin minte că veneau câte 15.000-20.000 de suporteri pe stadion, un lucru extraordinar, extraordinar și mi-aș dori din tot sufletul să avem capacitatea de a atrage acești suporteri pe stadion. Dar și ei trebuie să înțeleagă că trebuie să fim alături de echipă și la bine și la puțin bine. Pentru că doar așa poți să arăți că ești, că sunt alături de noi. Bun. Ce urmează la Comes în perioada următoare? La ce lucrați? La Comes urmează foarte mult în perioada următoare. Noi, așa cum v-am obișnuit, noi dezvoltăm și investim continuu. Avem niște nișe de piață nou deschise, vor urma, bineînțeles, alte reactoare. Nu pot să dau nume acum pentru a beneficiarilor, dar deja suntem în discuții finale. Vor urma, Comes a devenit, vă dau o știre, în exclusivitate acum, principalul furnizor de vase stocare GPL pentru statul din nigerian. Deci, un contract, vă spun în exclusivitate, un contract deja semnat, un contract pe 5 ani. În primul an vom face echipamente de vreo 7-8 milioane de euro, de dolari, pardon, urmând ca în următoarea ani eșalonat să facem, ceea ce ne au conferă încă o stabilitate, un punct de stabilitate suplimentar. Pentru că trebuie să faceți o linie tehnologică specială sau, mă rog, ne vom adapta cu ceea ce avem. Probabil va urma și ceva achiziții de companii
cu activități, bine, mult mai mici, dar conexe, care ne pot ajuta în viitor, pentru că sunt amplasate în alte zone din țară și pot crea nuclee, pot atrage nuclee de personal pe care ulterior să-l putem distribui cum vrem noi corespunzător. Ce să vă mai spun? V-am spus, alte reactoare, principalul furnizor, vom lucra probabil, vom intra agresiv și în pe nișa echipamentului pentru gaze. În general, noi am făcut, facem, dar nu la un nivel ridicat, așa cum ce înseamnă echipament pentru gaze? Pentru gaze, tot ce înseamnă echipamente sub presiune pentru industrie, pentru gaz, stațiile de filtrare, stațiile de comprimare gaz și așa mai departe, separatoare de aeratoare, diverse echipamente de destinate filtrării, depozitării gazului și tot așa. Și pentru Nigeria e tot pe linie de gaz. GPL-ul, da, un gaz. Deci viitorul este frumos, ne dezvoltăm în continuare, găsim soluții de îmbunătățire a activității, investim. Ce să vă spun? Da, va fi, e ok. E o perioadă, să zic așa, suntem într-o perioadă care ne avantajează pe noi comerțul în acest moment. Din punct de vedere strategic, din punct de vedere, vom deschide și piețe din Libia, acum în viitorul apropiat. Ați fost la târgul din Egipt. Există oportunități pe piață? Văd asta cu Nigeria acum, în care într-adevăr înseamnă mult. Deci vă spun un lucru. Deci în momentul acesta pe piață sunt oportunități, dar mai trebuie 50 de fabrici ca și comerțul. Deci doar, de lucru deci există. Doar dacă nu-ți dorești, nu poți aduce de lucru. Bineînțeles, cu problemele aferente, cu situațiile aferente. Lanțul de aprovizionare, exact, transport, exact, etc. Uitați probleme, da, cu transport, exact, și așa mai departe. Da, dar important este că pe linia aceasta se investește continuu, iar dacă unii acum, ceva vreme, acum 2-3 ani de zile, spuneau că viitorul o să fie mașina electrică și panoul fotovoltaic, vă spun că cred că războiul din Ucraina a fost creat strict ca să arate că de fapt nu e așa. Și vă spun în cunoștință de cauză lucrul acesta. Pentru că, după cum vedeți, războiul tot convențional se duce. Tancurile nu o să meargă niciodată cu panouri fotovoltaice. Bine, așa poate le-ar mai ușura și ar trece mai altfel, mai multe pe un pod. Da, ar fi mai ușoare. Da. Dar facem o glumă acum. No, se pun panouri și pe balustradele podului ca să ajute. Da. Alimentez tancul înainte. Da. Nu e o problemă. Da, sunt oportunități și din punctul meu de vedere, și vă spun, și analizele făcute, chiar dacă se vorbește de energie verde și așa mai departe, vă spun că 40-50 de ani de acum încolo tot combustibilul fosil va fi baza. Pentru că chiar și pe linie de panouri fotovoltaice, chiar și pe linie de autoturisme electrice în general și nu numai, mașini electrice în general, cred că analizele făcute în ultima perioadă, prin care s-a analizat practic ce facem cu acumulatorii care rămân de la mașinile electrice, ce facem cu... Cum îi construim, din ce construim, câte rezerve avem în lume de, nu știu, de litiu și așa mai departe. Cred că a dat cam cu semnul întrebării, știți? Și atunci, cred că toți cei mari care conduc lumea s-au reorientat puțin. Hai să ne întoarcem la petrol, că petrolul... Și mai e încă un lucru extrem de important pe care unii nu-l realizează. Cred că extragerea petrolului din sol este și un lucru normal, pentru că scad presiunile din scoarța terestră. Un lucru extrem de important de care nimeni nu vorbește. Dar acel petrol care este inflamabil nu trebuie să rămână în presiune, nici măcar gazul nu trebuie să rămână în pământ. Adică, știți cum e, ce se întâmplă cu acumulare de gaze, de exemplu. Avem satul acela de undeva, de prin, nu știu, mai știu ce județ din vestul țării, unde iese gazul din pământ și s-a dus ISU și a zis, domnule, trebuie să evacuăm. Da, trebuie să ardă la suprafață, pentru că altfel se creează pungi de gaz care la un moment dat pot exploda și pot să provoace chiar pierderi de vieți omenești. Bun, deci din punctul acesta de vedere, Comes semne bune are pentru viitor, deci nu se pune problema că nu aveți ce lucra. Nu. Important este să fim lăsați să lucrăm, asta e singurul lucru. Să fiți lăsați, nu? Da. Dacă nu mai vorbiți despre finanțări, dacă nu mai vorbiți despre poduri,
O să fiți lăsați. V-am spus că astăzi este ultima dată când mai vorbesc despre finanțări. Am înțeles. Păi, atunci vă propun așa, să ne oprim cu emisiunea aici. Eu vreau să vă spun că perioada asta de campionat a fost o bucurie pentru noi să putem scrie, să dăm știri despre fotbal din nou la Piatra Neamț, pentru că cel puțin la un anumit nivel lucrurile se uitaseră. Există încă un nucleu de oameni care iubesc fotbalul, chiar dacă mulți dintre ei nu știu să-și exprime această iubire foarte direct și profund. E bine că pe platformă funcționează o instituție, o întreprindere, o societate precum Comesu, pentru că acolo, dumneavoastră, cei care mai sunt prin jur, că restul sunt cu probleme, mai întrețineți focul viu. Mă bucur că sigla Azochim este în mâini bune și vă doresc baftă în continuare. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu proiectele depuse și ce va face echipa în play-off. Play-out. Trebuie să câștigăm în play-out, măcar să arătăm că suntem buni. Ce să jucăm din nou cu Argeș, jucăm cu toate echipele și jucăm cu multe echipe cu care am pierdut puncte, ca idee, știți? Da, și trebuie ați câștigat cu ceilalți și ați pierdut cu cei care sunt sub dumneavoastră. Da, nimeni nu s-a așteptat și vă spun încă o dată că cu CXR, dar chiar nu mă așteptam în iarnă să fiu un candidat așa clar, dar probabil la cărțile au fost făcute altfel și sau noi n-am fost destul de vigilenți. Asta este o problemă. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și ne mai vedem. Vă mulțumesc și eu. O zi minunată, numai bine. La fel și dumneavoastră și tuturor celor care au avut răbdare să ne urmărească timp de 2 ore aproape. Mulțumesc, numai bine.